Salutare, prieteni! Eu sunt Cristian, nu ne-am mai văzut de mult, de 10 zile, dar am revenit. Azi facem o rețetă simplă, mișto, mai pe scurt o supă de praz cu cartofi. Am fost la piață, la obor, am luat niște praz românesc, din pământ țărănesc. Și astăzi o supă cremă de praz cu cartofi. Vă prezint pe scurt. Am aici niște ceapă verde, cartofi, două bucăți de praz, două revături și am aici niște supă de legume. E un pic mai întunecată că am pus o ceapă roșie. În rest am pus o țelină, am pus un pic de țelină, un morcov, ce am mai pus? Niște ceapă verde, niște cozi de pătrunjel, niște resturi. Efectiv, niște resturi de legume pe care le aveam în casă și am făcut supă. Niște unt, resturi de unt, ca să prăjim un pic legumele și smântână de gătit. Mai departe, o să tăiem prazul. Și o să-l spălăm ca lumea. El are nisip și trebuie înlăturat. Am spălat prazul, am tăiat niște rondele de praz pentru final. Așa, dăm drumul la ragaz. Punem un pic de unt, un pic de ulei de măsline. Tăiem și ceapa verde. O să o punem la călit împreună cu cartofi și cu prazul. Să nu se ardă nici uleiul, dar nici untul, încă se amărește. Nu vrem asta. Piper negru. Mai amestecăm. Punem treptat prazul, pe care l-am tăiat mai micuț. Mioase bine, hai să punem și supă. Ok, și dacă nu ajunge supa, dacă n-ați făcut destulă, mai suplimentăm cu apă. Da? Punem capac și lăsăm să fiarbă vreo 30 de minute, hai să fim siguri, 40. Bun, acum facem niște crutoane. Foarte simplu de făcut, vă arăt imediat. La cuptor, 200 de grade, 5-6-7 minute, să vedem. Am aici două pâinici, pâine albă. Așa. Am tăiat pâinea, punem niște cimbru, am aici niște cimbru uscat. Pentru aromă. Niște boia afumată sau nu, niște ulei de măsline, stropim așa deasupra. Și o să le amestecăm. Cuptor. 200 de grade. 200 de grade, timp de 10 minute. Am revenit, hai să scoatem. Nu știu cum se numesc. Așa, crotoanele s-au făcut. Le-am lăsat un pic la cuptor. Vreo 5-6 minute, nu le-am pus 10, că e prea mult.
Le-am pus la un program cu ventilator și a doar mai puțin. Gata, prieteni, am scos supa, s-a fiert aproximativ 30 de minute. Așa arată. Am mai suplinit cu apă. Și a ajuns la consistența asta. Avem aici un blender, blender de mână. După 5 minute de blendat, nu exagerăm cu sare acum, mai vedem mai acolo. Și o să punem și smântână de gătit. Dacă găsiți așa să cumpărați, jumătate aproximativ. Este o... nu foarte mult. E foarte gras. Smântâna e foarte grasă și... ok, supa este gata. Un pic de ulei de măsline. La foc mic vom prăji acele rândele de praz pe care le vom pune pe supă. Și când s-a încins, punem inelele de praz și le caramelizăm un pic. Rândele s-au caramelizat, le scoatem de pe foc. Deja miroase foarte, foarte, foarte bine. Nu vă imaginați cât de bine miroase. Dar și ce consistență mișto are. Așa ar trebui să arate o supă, o supă cremă. Cremoasă, light. Nu trebuie să fie foarte încărcată, prea piure. Punem aici supă. Pentru o porție, punem niște rândele de praz. Și crotoane. Așa arată o supă de praz. Abia aștept să o mănânc. Arătat, arată bine, dar hai să vedem și cum e. Luăm din toate așa. Ce bun e. Am stricat un pic thumbnail-ul, dar asta e, facem altă porție. Supa este foarte cremoasă, după cum puteți vedea. Cum cade, da? Foarte cremoasă. Dish de restaurant, câteodată și restaurantele dau fei la cremozitatea supei creme, că de asta se numește supă cremă, că e cremoasă, ce face de fapt supa aceasta să fie foarte, foarte cremoasă, e că am blendat-o foarte puternic. Smântâna a ajutat foarte mult, dar primul rând, cartofii. Cartofii dau cremozitate deoarece au amidon. Vă mulțumesc că vă uitați la mine. Nu uitați să-mi dați și un like și un subscribe dacă vă place, dacă vă plac rețetele mele și ne vedem pe data viitoare.